Piloții dronelor din aviația Statelor Unite și-au licență de zbor în baza aeriană Holloman din New Mexico. Antrenamentul durează până la 6 luni, iar militarii au la dispoziție inclusiv un poligon din deșert cu o suprafață mai mare de 10.000 de kilometri pătrați. Are humans in the chain from the start to the finish. So anytime you have humans involved, there's always opportunity for human error. However, we go to great lengths from the very beginning of our training to minimize that aspect of it. The Bureau of Investigative Journalism, un ONG britanic, adună date despre operațiunile acoperite ale americanilor în care sunt implicate drone. Potrivit site-ului organizației non-guvernamentale, în ultimul deceniu, în Pakistan, americanii au avut peste 380 de atacuri cu drone, în care și-au pierdut viața cel puțin 2200 de oameni. Peste 400 au fost civili, dintre care cel puțin 168 erau copii. Dennis a participat la multe misiuni în diverse zone de război și, în unele cazuri, a atacat ținte. I can tell you from all of my operational experience of approximately 8 years total flying this, that without a doubt, I would go home confident every night that we met our objective without any unnecessary fratricide or civilian casualties. În ultimii ani, flota de drone a aviației americane a crescut considerabil. La începutul acestui an, oficial, Statele Unite aveau 150 de aparate MQ-1 Predator și 158 de aparate MQ-9 Reaper. Anul trecut, americanii au anunțat că au strâns 2 milioane de ore de zbor cu toate dronele Predator și Reaper. Ca să vă dați seama cât de mult a crescut numărul operațiunilor, vă spun doar atât. Primul milion a fost strâns în 16 ani, cel de-al doilea în doar 2 ani și jumătate.